Deci toate faptele rele care sunt prezentate prin ziare sau la știri în mass media nu sunt altceva decât lucrările satanei și lupta asupra omului pentru distrugerea lui, în primul rând, sufletească. Și evident, cum vă spuneam și eu repet de fiecare dată, un om fără religie este un om fără reper, deci n-are identitate. Nu te poți identifica decât în Dumnezeu. El este creatorul suprem al tău și lui trebuie să te supui și să te închini și apoi celorlalte stăpâniri pământ care și ele, dacă au pe Dumnezeu, armonia în societate devine de la sine valoare și nu rămâne non-valoare. Înțeleg că societatea românească acum nu mai are nimic din Dumnezeu, pentru că știți ce se întâmplă pe scena politică. Ar trebui aici să facem o mică antiteză. Deci noi n-am putea spune că cei care ne conduc astăzi nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mai mult sau mai puțin, oamenii se depărtează de Dumnezeu din mai multe motive. Fie luxul, fie secularizarea, fie modernismul, fie îmbuibarea, dacă vreți, fie, haideți ca să spunem, parvenitismul. Și atunci, sigur că în momentul în care omul se vede plin de bani, de avere și de putere trecătoare, că asta nu e decât o putere trecătoare, conducerea lumească, desigur că uită de Dumnezeu. Dar dacă analizăm la particular și dacă luăm personal în particular, chiar și acolo în structurile de conducere, exceptând persoana simplului președinte sau a simplului prim-ministru, care sunt două persoane centrale în viața publică a țării, deci între senatori, deputați, parlamentari, ce ori fi având de acolo camerele lor de recenzie și secretariate de stat, sigur că există și oamenii lui Dumnezeu. Ca drept dovadă, ați văzut cu cât înțelegere au cedat locul la Catedrala Mântuirii Neamului, s-a pus piatra de temelie, au ajutat cu bani în sprijinul filantropic a unor medii sărace, deci mai sunt și oamenii lui Dumnezeu. Acum lumea este pestriță, este ca un păun, deci în spectrul politic sunt mii de păreri, mii de culori și mii de feluri de suflete. Din toate aceste suflete, noi ne rugăm în permanență și dorința este ca tot să fie colorați în alb, adică cu Dumnezeu, să aibă pe Duhul Sfânt. Câți nu au pe Duhul Sfânt, vom vedea pe parcurs faptele fiecărei epoci politice, așa cum s-a văzut și faptele ateismului materialist dialectic a comunismului. Au creat valori pământești, au creat orașe, au creat locuri de muncă, au creat case, au dat oamenilor ceea ce li s-a cerut, dar în schimb i-a înrobit sufletește și i-a îndobitocit, transformându-i în fiare. Și cineva va spune, dar nu e adevărat, ne uităm la urmările care au urmat și efectele comunismului, în care lumea, în loc să fie mai bună că este liberă, a devenit tot mai rea și mai irascibilă și mai orgolioasă și mai, dacă vreți, mai impertinentă. Și dacă ați fost atenți, am fost catalogați ca fiind cei mai mulți români bolnavi de inimă, de boli cardiovasculare și de cancere, care factorul principal este doar stresul. Și stresul nu vine din bucurie și din fericire. Stresul vine, stresul vine tocmai din aceste nemulțumiri sufletești care distrug starea spirituală a omului. Părinte, aș vrea să vă întreb de unde ar trebui să trece educația religioasă, pentru că cei care au această putere de decizie spun familia, familia spune școala, școala spune societatea, societatea spune biserica. Unde ar trebui să se găsească și unde ar trebui să înceapă educația religioasă? În primul și în primul rând, trebuie să ne fie cunoscut faptul că religia începe din pântecele mamei. Paisia Ghioritu, un mare trăitor ortodox, contemporan nouă, care a murit undeva prin Grecia având mormântul la Suroti și el a vețuit o viață întreagă la Sfântul Munte Athos, spune așa că starea lăuntrică a mamei și starea sufletească a mamei în timpul sarcinii se reflectă asupra creștinului, viitorului creștin sau viitorului personaj care se va naște în raport de faptele ei. Dacă vom avea o mamă necredincioasă, vom avea copii necredincioși, dacă vom avea părinți necredincioși, vom avea copii necredincioși, iar Filaret al Moscovei, un mare trăitor al Rusiei, a spus așa, dacă îmi veți da mame bune, vă voi da duhovnici buni, iar dacă vom avea duhovnici buni, vom schimba fața lumii. Deci familia este celula fundamentală și universală de crearea caracterilor și valorilor.
Și v-am mai amintit eu odată de mult cândva, dacă mai țineți minte, la Karl May, el spune aceasta, că din laptele mamei și din razele soarelui s-au născut și poeții și eroii și vitejii. Deci eu consider că principalul factor de religie este mama, este factorul universal și fundamental care nu poate fi înlocuit nici cu psihologul, nici cu sociologul, nu poate fi înlocuit nici cu pediatru, nici cu psihiatru, nici cu asistentul social, nici cu asistentul maternal, nici cu infermierul. Deci de aceea se și luptă în societatea modernă de astăzi și în societatea contemporană în care trăim asupra factorului familie. Deci nu vom putea dezbina un stat sau o societate sau nu vom putea distruge credința și cultura unei societăți dacă nu îi vom distruge unitatea fundamentală, familia. Pentru că familia este întemeiată pe învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți. Dacă vreți să... Da, lăsați să vină să văd unde sunt. Haideți încoace! Nu mai putem aștepta. Nu, stați liniștit. De unde sunteți mai? Constanța? Hai, veniți încoace. Lăsați, că noi am pus punct. Lăsați că rezolvi. Unde-i pahomel? Dar totuși, părinte, familia nu găsește, eu știu, timpul, răgazul necesar să plece cu această educație a copilului. Cui vine imediat următor responsabilitatea? Deci, dacă vom discuta despre familie în argumentul concret al ei, vom vedea că familia are ramuri și rădăcini. Ramurile sunt copiii, tulpina sunt părinții, iar rădăcinile sunt bunicii și străbunicii. Deci nu trebuie uitat, și chiar dacă citim în viețile Sfinților, vom vedea că bunica Sfântului Vasile cel Mare, care a fost o sfântă, a creat 5 sfinți într-o familie, prin viața ei exemplară. Să nu uităm bunica Sfântului Ioan Iacob și poate alte mii de bunici, netrecute în patericul românesc, netrecute în viețile Sfinților, trecute sub uitare și tăcerea timpului și a istoriei și a vremurilor, dar care la rândul lor au educat și au crescut oameni mari. Deci, indiferent cât de destructiv ar fi factorul negativ asupra familiei, ea nu poate perpetua decât în bine datorită faptului că delicvența juvenilă, cum spun în termeni polițiști cei moderni de astăzi ai noștri sociologi, apare numai în copiii, dacă vreți, care nu au absolut niciun stăpân, fie un mamă sau fie un tată. Dar, în general, părinții, indiferent de credință, indiferent de puterea sufletească, indiferent de puterea personală, de credința personală, asupra copiilor întotdeauna au lăsat și lasă un leant bun, adică își dorește ca copilul lui să învețe, își dorește ca copilul lui să fie cu minte, să aibă succese, să aibă o carieră, să aibă un viitor bun sau, dacă vreți, o carieră și strălucită, pentru că sunt oameni care fac totul pentru copii și chiar dacă ei nu sunt învățați neapărat în cele spirituale sau duhovnicești, noi avem un cuvânt al Marelui Apostol Pavel, care așa spune, zice, și păgânii fac bine neavând lege. Adică chiar și în societatea comunistă, în care Dumnezeu a avut mai puțin impact asupra societății, nu a lipsit niciodată elementul educativ prin faptul că un colonel de securitate trebuia să aibă un copil exemplar, pentru că se ținea cont în curriculum lui vitae și în autobiografia personală. Trebuia să aibă o soție silențioasă, curată, îngrijită, educată, școlită, pentru că era un personaj important în structura statului și așa mai departe. Și aici nu putem vorbi niciodată neapărat de o dezmembrare. Cel mai negativ factor la ora actuală, după Revoluție, nu acesta este, ci este factorul inuman din societate, deci ceea ce a dus la legiferarea concubinajului, care este tot un fel de pseudo-familie, o poligamie, ca să spunem așa, din care apare acest produs, folosesc termenul nedorit, pentru că din concubinaje copiii nu vor avea o mamă și un tată stabil. Noi am întâlnit nenumărate cazuri în care în dreptul tatălui este tras linie. Deci acel copil nu s-a născut, cum spunem noi în termen popular, din flori, dintr-un tată. Chiar dacă el nu există în mod responsabil, el există într-un mod biologic. Acest mod biologic nu are neapărat un efect pozitiv sau negativ asupra copilului, a ceea ce de fapt noi discutăm în sine, ci are un efect benefic
la un moment dat, prin ce? Prin zestrea genetică pe care o dă viitoarei ființe. Deci dacă este fie intelectual sau fie creștin sau fie țăran sau fie boier sau demnitar, deci el tot are o încărcătură sufletească care se transmite acelui copil. Ei, acel copil la rândul său fiind educat de o bunică, de o soră, de o mamă, de o mătușă, indiferent de cine ar fi, el este crescut corect. Deci el este educat corect. Acum factorul religie în societate are cam trei efecte pozitive și trei negative. Pentru unii, religia este ceva benefic, pentru că se regăsesc în Dumnezeu și își dau explicații la ceea ce nu înțeleg sau nu li se explică în termen social, în cuvinte omenești, și atunci când ai o suferință, o parcurgi mai ușor, când ai o supărare, o parcurgi mai ușor, când ai o durere, o parcurgi mai ușor, când ai o tristețe, o parcurgi mai ușor, când ai un eșec, îl treci mai ușor. Efectul negativ este acesta. Fiind fără Dumnezeu, dintr-un necaz te poți sinucide, îți poți pune capăt zilelor, cazi într-o depresie, cazi într-o anxietate, cazi într-o schizofrenie, sunt nenumărate cazurile. Un alt efect benefic al religiei, un om care are nădejdea și curajul în Dumnezeu, luptă mai ușor în societate și spune, zice, cu ajutorul Dumnezeu am biruit. Foarte des întâlnim acest vocabular în lumea văduvelor, în lumea elevilor, a mamelor, zice, ei, a fost greu, dar cu ajutorul Dumnezeu am biruit. Ei, lipsa lui Dumnezeu, iarăși în momentul acela, folosind termenul religie, deci îl găsim imediat scontat în mod negativ în familiile slabe, care nu-L au pe Dumnezeu și atunci ce găsești? Copii dați la orfelinat, prin leagăne de copii, prin cămine sau azile, abandonați, lăsați pe străzi sau acei oameni nevinovați ai societății, acel, dacă vreți, surplus de negativ. Pentru că ei, într-adevăr, aceia, nemai având o educație, devin delicvenții de mâine și huliganii de mai târziu. Deci aici, într-adevăr, este foarte greu. Iar aceste elemente sunt foarte greu de educat. Oricât ar depune societatea efort, ea nu poate înlocui sângele și laptele matern și dragostea mamei. Deci vor scoate ei anumiți roboței care respectă legea sau o încalcă, dar nu vor fi acei oameni scontați și doriți ai societății. Deci, iată, fără Dumnezeu, eșecul vine mai repede. O școală abandonată, un serviciu abandonat, o neintegrare în societate și așa mai departe. Un alt act benefic al religiei, deci un alt act benefic al credinței, ca să-i spunem, noi folosim termenul ca obiect religie, dar un alt factor pozitiv al credinței și al treilea este acesta. Întărirea spirituală sufletească și statornicia în dreapta credință, deci religia fundamentală a statului, religia noastră națională, religia noastră românească, chiar dacă s-a spus în noua terminologie a legii cultelor că ortodoxia este un cult, ea nu este un cult, este o biserică. Cult este jehovistul, baptistul, penticostalul, adventistul de ziua șaptea și așa mai departe. Deci când vorbim de biserica ortodoxă, vorbim de o biserică integră din punct de vedere sobornicesc, apostolesc și dogmatic prin învățătura revelată a lui Hristos și aceasta este temelia de căpetenia poporului român, drept credinciosul popor român sfânt. Deci poporul român este un popor sfânt, nu sfânt prin faptele oamenilor, prin lămădeala din care s-a format ca religie, începând de la anul 104-102, de când au intrat romanii, deci în războaiele getodacice, până în munți la Sarmisegetuza și prin apostolul Andrei, care a stat undeva în preajma gurilor Dunării, acolo în Dobrogea, unde este și biserica și peștera, deci care ne-a adus și nouă primele urme de creștinism. Și apoi nu mai vorbim de Casian Romanul, cel care ține legături și scrisori cu Ioan Gură de Aur, mi se pare că a și fost hirotonit diacon de Sfântul Ioan Gură de Aur, nu mai vorbim de episcopul Teotim și Bretanion, care țineau legătura cu Sfântul Vasile cel Mare, legat de istoria bisericească. Ei, toate aceste lucruri la un loc au un efect pozitiv că oamenii rămân statornici în dreapta credință. Deci avem o singură credință. Efectul negativ este următorul.
același român scump și drag al nostru, născut în plămada și în trăirea românească, unul se închină lui Buddha, unul se închină lui Mahomed, unul se închină lui adventiștilor, lui Iahve, unul se închină la baptiști, unul la penticostali. De ce? Pentru slăbirea credinței, pentru neconcordanța minții cu Dumnezeu. Deci alergare de la un segment la altul în ideea unei regăsiri. Ei, tocmai această regăsire este plânsă de mama Sfântului Fericit Augustin, care și acesta la rândul său în tinerețe a peregrinat multe religii până în final a ajuns și el la creștinism. Și întâlnindu-se mama Monica cu fericitul Augustin, deci iată elementul mama, care spune, zice, oare ce va fi cu fiul meu? Și Sfântul Ambrozie al Mediolanului răspunde atât de frumos. O mamă care plânge, copilul ei nu este trecut cu vederea de Dumnezeu. Și iată-l pe fericitul Augustin, intrat în credința creștină, deci îmbrățișând creștinismul și ajungând trecut în rândul sfinților la calendar între fericiții creștini. De ce? Pentru regăsirea dreptei și adevăratei credințe. Deci. Pentru cei care pierd această dreaptă credință, păi, pentru că am văzut câteva exemple, da, nu de foarte mult timp, în care părinții au trecut de la ortodoxism la o altă la un alt cult religios, da, obligând și copiii în mod forțat chiar. Da, în mod forțat, pentru că nefiind la o vârstă când pot să decidă dacă vor rămâne, da, ortodox sau dacă vor îmbrățișa noua religie. Dar să știți că drama este a copiilor, pentru că am văzut copii care chiar au spus e mai bine, era mai bine la biserică la noi decât acum când mă duc să cânt. Da, cât de mare este păcatul acelui părinte care obligă copilul, deci, odată încreștinat, părinte? Aici nu mai putem vorbi de păcat. Deci părinții nu mai sunt sub influența păcatului, deci ei sunt sub influența demonică. Deci aici este vorba de rătăcire. Da, dar ei spun în același timp că ei cred în Dumnezeu, nu recunosc pe Iisus. Apostolul Pavel spune foarte frumos în Epistola către Corinteni, Doamne, Tu mântuiești pe cei ce Te mărturisesc în adevăr. Deci, iată, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca folosește și el un termen excepțional și spune așa în una din paragrafele Evangheliei sale. Și vor veni mulți și vor spune, Doamne, în numele Tău am scos draci, în numele Tău am făcut minuni, în numele Tău am vindecat bolnavi și totuși Dumnezeu le va spune, nu vă cunosc pe voi. Și întreabă, cum va fi aceasta? Și atunci răspunsul dă Hristos, ca să nu se batjocorească numele lui Dumnezeu între neamuri. Deci de aceea, deci a fost totul un act de credință premeditată din partea naivității celui care nu și-a dat seama de rătăcirea în care a intrat. Și unde întâlnim acest factor? Îl întâlnim la chiar însuși apostolul Pavel, care în momentul rătăcirii sale din drumul Damascului spune așa, cu furie îi prindea pe creștini, îi ucidea și îi pedepsea pentru că se alăturau credinței Cristului, adică lui Hristos. Dar el nu o făcea din răutate că avea ceva în mod deosebit asupra creștinismului. Credea că apărând iudaismul, el face un lucru bun. Deci era sincer și curat cu inima față de religia lui. Și de aceea Hristos a binevoit ca din această inimă largă, convertită la o greșeală, să convertească o inimă spre adevăr, de aceea să-și spune apostolul neamurilor sau apostolul, când spui Pavel, spui Mediterana, așa spune Petrețuțea. De ce lucrul acesta? Pentru că el în curățenia sufletească a inimii lui a reușit să fie cel mai mare propovăduitor, de aceea și-a și permis Mântuitorul Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, să-i spună Pavele, Pavel sau Paule, Saule, de ce mă prigonești? Deci, iată, l-a trezit, cum se spune, a trezit conștiința. Ei, între această conștiință și în conștiința sectarului contemporan nu este același lucru. Deci aici satana îmbracă un alt chip și o altă formă. Deci omul este avantajul material, da, deci omul este decăzut spiritual. Aici se vorbește de o credință mai mult pământească, formalistă, prozelită. Nu se vorbește de o credință de fond, de suflet, de interior, de profunzime, ci este ceva de superficialitate. Vino la noi că ai să ai servici, vino la noi că uite, n-ai să mai rabzi de foame, vino la noi că uite, ai să primești un salariu bun sau un loc de muncă bun.
Deci Hristos n-a venit cu avantaje materiale. El a spus să mergeți doi câte doi săraci ca miei în mijlocul lupilor. Eu vă trimit pe voi fără traistă, fără sabie, fără toiag. Deci nimănui pe cale măcar binețe să-i dați. Deci vedeți care era venirea la creștinism? Doar propovăduirea simplă, fără hai te rog eu te ademenez, vino la mine. Nu, nici vorbă. Dacă vrei să asculți cuvântul Dumnezeu și urechea ta e deschisă de Duhul Sfânt, vei veni la creștinism. Dacă nu, nu. Ca drept dovadă că preoții noștri ortodoxi, deci păstorii noștri de suflete, ați văzut vreodată să bate la casa sectarului prin vreo parohie și să-i spună, hai nu vin apoi la noi? Nu, este liberul arbitru și aici mi-a plăcut afirmația unui om de cultură teologică care mi-a spus așa, părinte dragă, nu te împacienta, să știi, Adam și Eva au fost copiii lui Dumnezeu și a greșit și Dumnezeu nu i-a putut opri, dar noi ca păstori de suflete cum putem îndrepta pe cineva cu forța? Lasă-i să greșească că tot Dumnezeu le poartă grijă și celor ce greșesc. Deci, rămâne în seama lui Dumnezeu măsura păcatului sau măsura răutății sau măsura orgoliului personal sau măsura îndrăcirii sau a lepădării de Dumnezeu. Deci, e o stare de suflet, adică e până la urmă o problemă strict personală. Păstorul de suflet e ca și medicul. Poate da sfatul, poate da medicamentul, poate da tratația, dar nu poate vindeca forțat. Vindecarea vine din lăuntru și nu din afară. Operația o face medicul, dar cusătura și sutura și vindecarea și reglarea metabolismului face Dumnezeu și propriul tău eu. Părinte, așa să mai atingem un subiect mult discutat și chiar și cu dumneavoastră aici la Măsirea Bârnova discutat, dar îl aducem în actualitate, da, pentru că este mai actual ca oricând. În România, după 90, s-au făcut foarte multe crime, am putea spune, vorbim de acele avorturi și vorbim despre tinerile care, poate din dorința de a scăpa pe moment de un lucru nedorit, așa crezându-l la momentul respectiv, merg cu o nonșalanță care dezarmează de multe ori și pe medic să facă avort. Din punct de vedere religios, încă o dată, aș vrea să le explicați celor care, sau tinerilor fete, care merg fără să mai se gândească la consecințe, fără să se gândească că, de fapt, nu au acest drept să întrerupă o viață. Deci, întrebarea dumneavoastră, dacă ar fi să o raportăm la tema noastră de astăzi, răspunsul și are lipsa fricii de Dumnezeu și lipsa conștiinței din om, îl împinge pe om spre a lucra monstruozități. Și am să vă dau un răspuns simplu, dar nu neapărat ca efect sau ca eficiență, ci ca explicație normală. Un tânăr sau o tânără, noi știm că își începe viața trupească în momentul în care se maturizează trupește și biologic. Adică fata ajunge la o vârstă în care trupul ei cere această mișcare a trupului, hormonii, și bărbatul la fel. Ei, în momentul în care educația familială, și aici pot să spun că sunt total împotriva unui lucru pe care ar putea să-l facă societatea prin protecția socială și prin puterea juridică pe care o are, să existe la școală, chiar dacă uneori s-a înțeles greșit acest lucru, eu consider că de la clasa a 9-a sau a 10-a înainte ar trebui să existe un manual de educație trupească, adică un manual de educație sexuală, nu în modul de a-l învăța pe tânăr păcatul, ci de a pune amprenta și punctul pe efectele păcatului, început la vârste fragede și tinere, și o educație sexuală în care tinerii să învețe ce valoare fundamentală are pentru familie păstrarea fecioriei sau înfrânarea aceasta trupească. Din punct de vedere biologic, s-a explicat și s-a demonstrat și americanii au făcut nenumărate studii, pentru că ei sunt cei mai decăzuți decât toți. Și când spun lucrul acesta, vă spun că în America viața sexuală începe la 14-15 ani, deci mai precoce ca la noi, în popoarele europene. Și am să vă explic că au investit milioane de dolari în a demonstra tinerilor cât de importantă este începerea unei vieți ordonate sexuale sau unei prietenii la vârste, dacă vreți, mature sau la vârste normale și nu
adolescentine sau dacă vreți chiar a tinereții precoce. Din ce cauză? Consumul abuziv de contraceptive produce cancerul de sân și cancerul de uter. Ați văzut câte mame s-au nenorocit, cu toate că au născut copii, cu toate că au un bărbat lângă ele, că așa se spune, dacă mergi la medic și ești tânără, spune, domnișoară, caută-ți un partener. Nu e o explicație. Deci aceasta nu justifică nimic. Tânărul, dacă se duce la medic cu o problemă sau o disfuncție, ei, tinere, trebuie să-ți cauți o parteneră. Nu e o explicație. E doar o părere de moment. E doar o părere a societății. Consumul abuziv de narcotice, adică țigara, consumul abuziv de droguri, consumul abuziv de băutură, consumul abuziv de euri, ca să le spunem în termeni aceștia, cum spune toată lumea modernă. Deci toate aceste chimicale au un efect nociv asupra organismului. De aceea în America se fac mari pași și se luptă extraordinar prin sume uriașe să se demonstreze câtă valoare are asupra organismului uman și a sănătății umane abținerea de la aceste păcate sexuale, deci făcute inoportun și negândit la întâmplare, vreau să mă simt bine, vreau plăcere, vreau senzații și atâta tot, și cât de importantă este alimentarea rațională, naturală, dacă noi vorbim acum de remedii naturiste. Totul este un remediu naturist. Și apa pe care o bem din țeava de la robinet nu mai este naturistă, pentru că ea trece prin filtre de curățare și asupra ei se acționează chimic. Deci aceea nu mai este apă naturală. De aia astăzi se pune mai mult accent pe robinet decât pe fântână. Ei, acea fântână de la țară care era săpată și sfințită și se punea în ea un bulgăre de var și o mână de sare, că așa știa țăranul că trebuie dezinfectată, de fapt, se făcea clorinarea, da. Da, era exact apa cu care n-a murit nimeni niciodată. Și ne-am spălat și copiii și ne-am adăpat și dobitoacele și am trăit și noi ani mulți și fericiți. Un alt lucru. S-a demonstrat categoric că începerea vieții sexuale la o vârstă precoce duce la disfuncții trupești totale. Mă întrebam într-o zi, mi s-a pus o întrebare de o studentă de la medicină, de ce sunt așa de frecvente și de dese cazurile de femei care nu mai pot zămisli? Și le-am explicat, este o pedeapsă lui Dumnezeu modernă pentru tinerele mame care se chinuie și costisesc bani grei, deci am înțeles că numai o simplă fertilizare in vitro este în jurul lui 4.000 de euro, deci vă dați seama câtă valoare pentru un om simplu sau un om doritor de prunci și dacă aceasta nu iese din prima sau din a doua încercare, să merge până la a treia încercare și așa mai departe. Tratamente scumpe, tratamente de hormonizare, de reglare a organismului, de viabilitatea ovulei, de disfuncțiile ovarelor, de disfuncțiile trompelor uterine. Deci toate acestea vin ca un conglomerat sau dacă vreți vin ca o palmă, deci ca o palmă acestui dezmăț sexual. Deci acest dezmăț sexual este pedepsit de Dumnezeu prin nenașterea de prunci. Dacă în taina cununiei, când se căsătoreau doi tineri, spunea să fii binecuvântat ca Avram și ca Sara și ca Iacov și ca Rahela și ca Asineta și ca Moise și ca Semfora și ca Zaharia și ca Elisabeta și ca Ioachim și ca Ana, ei, iată de data aceasta, această binecuvântare se ridică și nu mai rămâne asupra noastră. Deci femeia rămâne o simplă marfă sterilă în fața societății, o marfă de consum, ieftină și consumabilă, fără parametri. Eu le spun tinerilor fete un cuvânt greu și ele se supără. Poate ar fi cazul să te vinzi mai scump. Și ea zice, dar de ce îmi spuneți vorba asta? Dacă crezi că e corect în fața unei tinere să-și dea pantalonii jos în fața oricărui nătărău? Caut un băiat elevat, un băiat educat, ca să ai un viitor cu el, așa, din întâmplare, doar să te afli de dragul de afacere, de a avea raporturi sexuale. Părinte, așa-i modern. Ei, vedeți, răspunsul ni-l dă tot ei. Așa-i modern. Deci din modern lipsește Dumnezeu. Și așa se explică, deci așa se explică că o lovitură spirituală de genul ăsta am primit eu personal când odată spovedeam o fetiță de 14 ani jumate. Și în calitate de duhovnic, una din abilitățile duhovnicului este să nu stârnească curiozitatea penitentului. Și am întrebat, asculți de mama, te rogi, te închini,
postești, ești cu minte, nu mergi la discotecă. Am zis, dacă postești 3 zile, poți să vii să te împărtășești. La care ea îmi spune, zice, părinte, nu vă uitați la mine că sunt așa tinerică și am doar 14 ani jumate. Acum lăsați-mă să vă spun păcatele. Eu, deja cu prietenul meu, am făcut 2 avorturi la vârsta aceasta și am deja 6 luni de când port sterilet. Deci mi se pare normal și firesc că dacă la 13 ani i-a venit ciclul menstrual, până în 14 ani să fi făcut un avort sau 2, că nu-i greu de făcut o întrerupere și mai prematură și mai în prima lună sau a doua, nu contează momentul propice. E un suflet omorât pentru că Hristos stă în inima acelui zigot, acelei zămisliri vii și era firesc să spună sterilet. Și mi-am și explicat, uite că totuși conștiința a făcut-o să-și dea seama că este într-o abatere gravă și ce a zis, mai pun sterilet ca să pot păcătui. Chiar dacă steriletul nu înseamnă avort, dar înaintea lui Dumnezeu înseamnă tot contracepție, deci tot un păcat, deci tot un săvârșeau fără de lege. Dar și-a dat seama deja și i-am spus, ai făcut păcate pe care deja nu le fac femeile căsătorite. Și a spus, părinte, asta e viața, așa e modern, acesta e răspunsul. Deci așa este modern, deci lipsa prezenței lui Dumnezeu, lipsa fricii de Dumnezeu, lipsa unui duhovnic, lipsa chiar și a unui preot de parohie, pentru că nici el nu te-a învățat vreodată de rău. Și preotul de parohie este și el cu acea calitate de duhovnic prin hirotesie și are același rol fundamental de a-și călăuzi pe păstoriții săi spre o direcție bună. Ei, și așa se explică că România în 18 ani de la Revoluție deja a atins suma de 20 de milioane de avorturi. Deci încă o dată populația României. Și se duc cu nonșalanță, vă spun tot eu de ce. Pentru că cartea de biologie, cărțile de educație sexuală trupească, cursurile științifice și așa mai departe, demonstrează că omul prin liberul lui arbitru poate să facă orice, că nu-i păcat. Deci îmi spunea odată o tânără, și ce-l interesează pe Dumnezeu că eu mă iubesc? Ce, el cu ce mă poate ajuta în situația asta? Și i-am spus, bănuiesc că n-ai vrea să te iubească și el ca și prietenul tău, el te poate iubi într-un singur fel. Nu te-a pedepsit, nu te-a lăsat fără vedere, nu te-a paralizat, nu ți-a luat ochii, mâinile, picioarele, nu ți-a luat mintea. I-am spus, dacă vrei să vezi într-adevăr un om neiubit de Dumnezeu, du-te într-un spital de psihiatrie, du-te într-un cămin de dezabilități mentale, du-te la cei malformați sau, cum se spune, handicapați și ai să vezi acolo ce înseamnă lipsa dragostei lui Dumnezeu. Și a spus, da, dar eu sunt sănătoasă și datorită cui fapt? Datorită cărui fapt? Cine te-a făcut sănătoasă? Datorită cărui lucru tu existi, nu lui Dumnezeu care te-a creat? Și a spus, da, părinte, dar poate mai la bătrânețe. Deocamdată nu pot, pentru că prietenul meu sub nicio formă nu acceptă să stăm în abstinență. Ăsta e termenul care îl folosesc ei. Nu există abstinență la tineri, zice. Și dacă te observă că vorbești despre acest lucru, imediat îți face papuci. Și atunci am spus, bine, și dacă vei avea 20 de prieteni, te vei culca cu toți 20 și la al 30-lea sau al 40-lea te vei căsători și vei fi gunoiul celui din urmă în favoarea măgarilor celor din tâi, asta nu contează. Totul este să fii fidelă celui care te-ai promis. Adică dacă astăzi sunt un an cu el, sunt fidelă lui, dacă mâine sunt în alt an cu altul, sunt fidelă lui celălalt. Deci mentalitatea morală sau mentalitatea despre familie sau despre feciorie, deci cred că aici ar trebui să lucre mai mult biserica la capitolul acesta. Și de aceea religia în școală are un rol fundamental, dar nu neapărat programa analitică a școlii, ci eu cred că profesorii de religie sau chiar Institutul de Educație a Învățământului General din țară, deci Ministerul Educației, ar trebui să scoată aceste broșuri în favoarea tinerilor, să le arate ce înseamnă aceste lucruri. Pentru că au fost femei care în urma unui chirotaj n-au mai zămislit niciodată, au fost femei care în urma chirotajelor s-au umplut de cancere, au fost femei care în urma acestor mulți de avorturi, chiar s-au debilizat mental. Deci am întâlnit și acest caz. Am 2 sau 3 persoane. A, păi, eu am făcut 30 de avorturi, pe mine m-a pedepsit Dumnezeu, de aia sunt nebună și stau la socola. Măi, dați din gură, e păcatul tău. Nu, 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 trebuie să spun cu glas tare ca să mă ierte Dumnezeu. Asta e părerea lui săracul, dar el rămâne afectat și traumatizat pentru totdeauna. Deci, aceasta este esența păcatului în păcatul avortului. Nu că ai ucis un suflet. Chiar săptămâna trecută am fost pus în ipostaza de a da un răspuns.
Și mi-a spus așa, am fost la Institutul Marinescu, am făcut infiltrarea aceea în vitro, în serarea aceea de prunc, și ni s-a spus că pruncul va fi mal format. Ce sfat ne dați? Și am spus așa, sfatul pe care aștept să ți-l dau eu nu este în concordanță cu ceea ce aștepți tu. Deci eu nu-ți pot spune ție să faci avort, pentru că mi-interzice canonul bisericii și conștiința față de Dumnezeu. Da, dar doctorul ne-a spus că dacă va ieși, nu va fi sănătos. Și atunci a spus, ai conștiință? Concret, aici nu mai era vorba de abureală. Aici era vorba de un răspuns concret și era vorba de viața unui om. Era vorba de un suflet viu. Și i-am spus, zic, dacă este să-ți dau părerea mea personală, bioetică și normală, ascultă-mă. Întreabă-l pe doctorul care ți-a plantat embrionul, el ce lucruri asumă? Și a spus așa, el mă chirotează și o să-mi implanteze alt embrion. Sunt de acord, n-am nimic împotrivă. Dar dacă tot îl omoară și el moare și nebotezat, de ce nu-l lași să se nască și după ce s-a născut să-l botez și să-i faci o injecție letală? Tot crimă se cheamă, dar măcar moare botezat. Păi nu, părinte, zice, dar asta înseamnă să fii criminală cu din adinsul. Deci dacă îl omori afară, ești tot criminală. Și dacă îl omori înăuntru, ești de două ori criminală. Că îl lipsești și de împărăția lui Dumnezeu și de viața de veci. Și atunci i-am spus, asumă-ți riscul păcatului, tu și cu doctorul, că împreună ați lucrat peste oarecum voia lui Dumnezeu, că na, luptându-te să ai prunci peste putința divină, ai apelat la metode umane. Metoda tot umană este. Vei greși, vei boteza trei patru inși vii în loc, vei face milostenii, te vei pocăi, îți va părea rău și îți va da Dumnezeu al copil bun, îi răsplata al Dumnezeu. Dacă nu, vei înfia un prunc, ca să nu trăiești și tu ca smochinul neroditor degeaba pe pământ. Și a spus, părinte, mă bucur că am stat cu dumneavoastră de vorbă, dar îmi pare rău că v-am contactat. Prea cu bocanci ați intrat în sufletul meu. Și ce aș fi vrut să vă spun, Doamne? Dați-l afară, că nu e nicio problemă. Nu poate biserica să facă așa ceva. Deci, cel ce lucrează acest lucru trebuie să-și asume și riscul. Deci, înțelegeți? Deci, este o chestiune extraordinar de fină problema avortului. De aceea biserica pedepsește și pe mamele care sfătuiesc la avort. Și unii chiar mi-au pus o întrebare și aici e bine, foarte bine să discutăm, pentru că e extraordinar de interesant ce discutăm. M-a întrebat odată un preot ginecolog, eu ce vină am că fac avortul? Și i-am spus, vină ai că ești copărtaș. Adevărat este că societatea are obstetrică și ginecologie, dar când s-a pus și s-a perfecționat la punct această instituție care se ocupă de acest aparat de reproducție uman, el n-a fost creat sau n-a fost iluminat de Dumnezeu cel ce a inventat această știință a ginecologiei pentru uciderea de prunci ca să te îmbogățești. În primul rând este conștiința mamei care vine acolo ca nesimțită și lucide. Și aici, sigur, în momentul de față, când cineva va viziona discuția noastră, va spune, o, ce ușor vă vine în calitate de călugăr să aruncați cu pietre. Nu. Deci n-arunc deloc cu piatra. Fă într-așa fel, dacă ești un creștin cu frică de Dumnezeu și cu pic de conștiință în tine, să n-ajungi până în faza avortului. Deci evită acest lucru inuman, detestat, dacă vreți, de cele mai elementare animale de pe fața pământului. Pisica care își cară pui cu gura și nu-i omoară, cățeaua, bălăuroaica, pasărea, șarpele, orice arătare, cât de mic ar fi ea, caută să-și protejeze puiul. Nu te pune mai în postura de a fi mai jos ca ea. Și atunci vei fi o mamă ortodoxă. Că vei veni și vei spune, părinte, poate am căzut în păcatul necurăției prin pază de copii. Dar n-ai venit să spui înaintea duhovnicului, am ucis prunci fără rușine. M-am înfrânat, părinte. Am postit cât am putut și eu și soțul. Ne-am ferit în post să dormim în același pat. N-am vizionat filme imorale. N-am studiat reviste pornografice. Nu ne-am uitat la filme indecente. Cât am putut, am citit și noi o rugăciune la Maica Domnului. Ne-am dus și noi la un duhovnic și ne-am spovedit. Am luat o gură de aghiazmă mare. Am mai citit un canon de pocăință ca să se dreagă conștiința. E firesc când pui doi tineri frumoși unul lângă altul cu televizorul de film imoral în fața lor să nu
ar fi o nebunie să nu treacă la raporturi sexuale, când ei s-au aprins ca două făclii muiate în motorină sau în benzină. Deci mi se pare ceva normal și firesc, deci nu judec. Deci și văd păcatul cum se săvârșește prin nestăpânirea firii. Dar dacă știi că firea arde, de ce o arunci? Păzește-o, controlează-o, educ-o, stăpânește-o, caute prilejul de a nu păcătui, nu de a păcătui. Și cu cât vei păcătui mai, cu cât vei păcătui mai puțin, cum ar fi și cazul mamei de care am discutat, adică în clipa când tu ai fost constrânsă să faci un avort pentru un mameluc monstruos care s-a zămislit în tine, înaintea lui Dumnezeu nu vei da răspuns de aceeași osândă ca atunci când tu te destrăbălezi în plăcere și a, încă unul de la afară când avem casă, încă unul de la afară când avem servicii, încă unul de la afară că doar noi nu ne-am căsătorit, a, încă unul de la afară că încă n-am terminat de rezolva celelalte probleme. A, de la afară, n-avem mașină. Gata, e foarte bine pentru prima cafea. Da. La doua vârf. Părinte, încă o dată bine v-am găsit aici la Mănăstirea Bine Bârmova. Ați venit la Mănăstirea Bârmova. Iată același aer de după amiază, cu raze blânde de soare, dar cu iz de primăvară primăvaratică, cum se spune, încă cu mirosul zăpezii care se duce odată cu vântul. De fiecare dată când poposesc aici, nu știu de ce, am impresia că de undeva, de după fiecare colț, poate apărea creangă. Nu e mine, cu creangă, nu știu de ce. Mi se pare mie că se identifică acest loc cu creangă. Da, pentru așa că simt. Marele nostru povestitor Ion Creangă s-a născut la țară, deci s-a născut într-o casă cum spune acolo, humuită, cu o plită în care își punea motocei și chiar Eminescu l-a inspirat să-și scrie toate aceste frumoase povestiri, după cum spun mari critici literari, copilăria universală a tânărului sau a copilului. Ei, nu putem vorbi de aceasta într-un mediu de bloc sau într-o țară străină occidentală unde copiii stau doar pe calculator. Deci ei sunt un fel de creanguscate. V-aș propune, dacă sunteți noastră de acord pentru spectatorii noștri, telespectatorii Media TV, să intrăm un pic în cea mai mare perioadă, de fapt cel mai smerit post al anului, chiar dacă este cel mai lung, postul Paștelui. Postul Învierii. Este perioada când încercăm fiecare așa cum reușim, cum putem, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să ne purificăm sufletul. Așa ca și la Crăciun, creștinii devin un pic mai buni, mai indulgenți, mai își aduc aminte de Dumnezeu mai des și aș putea spune că în această perioadă parcă suntem mai milostivi. Mai întâi cred că Dumnezeu are grijă. Da. Deci mai întâi de toate, noi trebuie să știm că biserica are rânduite 4 posturi. Postul Paștilor, sau postul Învierii, sau postul Patimilor Domnului, este postul Crăciunului sau postul Nașterii, al doilea ca mărime și ca valoare, apoi vine postul Maicii Domnului, 1-15 august, sau postul Fecioarei Maria, care nu se crede așa, se și știe că este o continuare a postului mare, fiind la fel de aspru și de serios ca mod de vețuire și consum alimentar, pentru că vețuirea ar trebui în tot timpul anului să fie un post permanent și o înfrânare permanentă, și apoi postul Sfinților Apostoli, care este împins în raport de pascalie de la 3 zile până la 3 săptămâni sau chiar o lună, depinde cât de târzie este luna în ciclu evoluției sale, atunci când stabilim data Paștilor după Pascalie, cum arată Sinodul I din Nicea, 14 Nisan, prima duminică după lună plină. Deci trebuie să știți că postul Paștelui începe cu o pregătire deosebită. Din totdeauna mi-a fost drag sau mi-a plăcut, ca să spun așa, că pregătirea pentru acest post începe din însăși însușirile timpului. Deci gustul de primăvară, care înseamnă în primul rând viață, potolirea iernii ca element dur și aspru asupra organismului, stai la cald, frig, ger, țurțuri, gheață, zăpadă, iată, postul vine blând. De ce vine blând? Pentru că blând este și fiul omului când intră în Ierusalim pe mânzul la sinei, blând și trist.
Iată și postul acesta începe cu câteva duminici de învățătură foarte triste, foarte blânde. Deci în prima duminică, deci pregătitoare postului mare, întâlnim antiteza dintre două personaje diferite. Îl avem pe vameșul din Evanghelie, care se numește Duminica Vameșului și Fariseului, și avem mai înainte de Duminica Vameșului și Fariseului un alt vameș, Zaheu, care se suie într-un copac să-l poată vedea mai bine pe Hristos, că era mic de statură. Dacă cel din tâi înfruntă pe Domnul cu privirea și îi înțelege trăirea interioară ca fiul lui Dumnezeu și rămâne copleșit de puterea fiului lui Dumnezeu și spune, dacă am greșit, întorc împătrit și își cer iertare și dă jumate din avere, o împarte la săraci și așa mai departe, mărturisindu-și aproape public defectul pe care îl avea ca vameș, pentru că slujea la doi domni și pentru statul iudeu și pentru statul roman și pentru că mânca pâine necinstită, că na, lângă ceea ce aduna el mai un pol își trăgea și lui deoparte și nu era cinstit cu birurile, cum ar fi fost la noi astăzi vistiernice sau avem și noi chiar vameși, dar mai degrabă perceptori, ca să spunem, de taxe. Nu era vorba de vama dintre două țări sau două județe. Aici termenul de vameș este cel de perceptor, de colector de taxe. Ei, iată, cel de-al doilea vameș se suie în biserică la templu. Deci acela cugetă direct la Dumnezeu într-un mod anonim. Stă undeva în spatele bisericii și se bate cu pumnul în piept și spune, Doamne, milostiv, fii mie păcătosul. Dar este pus în antiteză cu un alt personaj important, deci fariseul, care de ochii lumii le făcea toate corecte și, dacă vreți, chiar toate foarte serioase, își plătea datoriile, își plătea zeciuiala, își dădea toate atribuțiile pământești și mai avea și curajul să facă o comparație în fața lui Dumnezeu și să spună, chiar îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca ceilalți oameni, lacom sau hrăpăreț sau răutăcios sau... Chiar nedrept ca acest vameș, deci iată unitatea de măsură după care el se ghida, etalonul lui era acel vameș smerit din fundul bisericii care se știa păcătos cu adevărat. Această evanghelie de fapt nu vine să ne arate nouă altceva, vine să ne arate starea decăzută a lumii, starea decăzută a legii vechi, care nu era decât o vameșă, deci păzea litera legii, dar de fapt ucidea tot în jurul ei. Și de fapt acel fariseu care era păzitorul legii, care credea că le face pe toate bune, dar de fapt le făcea pe toate rău. De aceea și spune, să nu ne rugăm ca fariseu fraților, ci ca vameșul să strigăm, milostiv, fii mie păcătosul, Doamne și mă miluiește. Deci, e adevărat, dar noi nu trebuie să fim nici vameși, nici farisei, trebuie să fim creștini. De ce? Nouă ni s-a dat legea ca să o iubim, nu să o păzim. Nouă ni s-a dat legea ca să o păstrăm, nu să o împrumutăm. Nouă ni s-a dat legea ca să o ținem, nu să o risipim. Și de aceea, în momentul când intrăm în biserică, inima și cugetul nostru trebuie să fie spre dragostea patimilor Mântuitorului Iisus Hristos. Să fie spre dragostea noastră către dragostea lui Dumnezeu pentru a-L canaliza și a-L atrage în sufletele noastre golite până și de păcatele mărunte. Cel mai eficient păcat pe care îl poate face omul de zi cu zi este cel cu privirea. Poate am disprețuit din privire, poate am râs din privire, poate am caracterizat din privire sau am cântărit din privire. Deci, iată, sunt niște păcate mărunte care nu valorează, dar înaintea lui Dumnezeu să cântăresc. De aceea spune, fraților, nu mă aruncați în negrijă că păcatele cu gândul ar fi ușoare. Fraților, nu mă aruncați în negrijă că dacă am poftit femeie, gata, n-am curvit, ci mai rău, am și păcătuit păcat și dacă am urât, deja păcat de moarte am săvârșit. Deci noi mergem spre o lege de desăvârșire, spre o izbăvire de domeniu și rădăcina păcatului. Fariseu era mulțumit că nu făcea rău. Ei, vameșul să știa că e păcătos și era mulțumit că le iartă Dumnezeu, dar noi nu trebuie să ne mulțumim cu asta. Mântuitorul ne-a spus așa, de crede cineva că iubește pe aproapele, că urăște pe aproapele și iubește pe Dumnezeu, mincinos este. Deci noi nici măcar nu trebuie, să urâm. Deci nu să pismuim sau să ținem mintea rău sau ceva. Deci trebuie să fim buni, drepți, că așa a spus Hristos. Dacă veți vrea ca lumea să cunoască că sunteți ucenicii mei,
iubiți-vă între voi. Deci, iată prima unitate de măsură a postului, iubirea. Cei doi oameni n-aveau iubire, se disprețuiau reciproc. Vameșul n-a avut putere să se ducă în față, să se roage cu inima deschisă, că se știa ticălos și pervertit. Fariseul s-a dus cu totul pe în față și s-a rugat, în ciuda faptului că știa că nu este acolo locul. Și s-a uitat cu discriminare la vameșul din spatele său, că a zis, oricum asta n-are puterea socială care o am eu și oricum e înapoi a mea și nu, chiar dacă ar scoate o vorbă, automat l-am contrat și l-am oprit, nu are el cuvânt de dezvinovățire înaintea mea. Pentru că fariseii ăștia erau un partid mare păzitor al poruncilor și al legilor, deci erau un fel de, se credeau așa un fel de desăvârșiți, ca să spun eu așa, cam cum sunt oamenii legii astăzi, perfecți din toate punctele de vedere. Ei nu greșesc cu nimic, au explicații la toate. Ei, vame și cei de jos, noi cei care cârtim și ne supărăm, bineînțeles că în firea și în inima noastră îi desconsiderăm. Ei ne desconsidere pe noi, că zice ăștia nu prea au minte, sunt ușor de manipulat, noi îi judecăm și spunem, ăștia ne manipulează, și deci era vorba tot de o ură. În a doua duminică, pregătitoare Marelui Post, vine o altă învățătură care ne vorbește despre pilda fiului risipitor. În această pilda fiului risipitor întâlnim din nou un fenomen extraordinar. Ce? Exact bunătatea lui Dumnezeu de care vorbeam adineauri. Deci omul în toată răutatea lui pleacă în lumea păcatului. Aici nu putem vorbi neapărat că a fost nevoie să fie numai neapărat destrăbălarea sau neapărat neînfrânarea. Se spune clar, și-a cerut partea de avere, s-a dus departe într-o țară străină și-a cheltuit averea cu desfrânații și cu desfrânatele, dar dacă citim la toți Sfinții Părinți, vom vedea că și mintea e tot o desfrânată. Vom vedea că și poftele din noi tot desfrânare sunt, vom vedea că și nemulțumirile din noi tot desfrânare sunt, neîmplinirile din noi tot desfrânare sunt, ca în final goliți sufletește, sau ca în final goliți de tot ce se înseamnă Duh și Dumnezeu, să ne trezim goi, goluți și să spunem exact ceea ce spune omul după ce a experimentat toate. Deci ați văzut că fiecare trece printr-o vârstă, fiecare trece printr-o etapă a vieții. Avem etapa copilăriei sub supravegherea părinților, când trăim ca Adam și Eva în sânul raiului și frigiderul este pomul cu toate bunătățile. Și avem o etapă a maturității când trecem să ne maturizăm și să gustăm din toate. Unii urcă în carieră, alții sporesc în cele ale familiei, alții se împlinesc din punct de vedere material, alții din punct de vedere ideologic și cultural, alții se împlinesc din punct de vedere profesional, deci unii ajung foarte buni specialiști sau nu știu ce. Dar la un moment dat, toate acestea adunate și cumulate la un loc, nu dau pacea aceea lăuntrică care ar trebui să o aibă omul mulțumit și împăcat cu Dumnezeu. Și atunci te întorci ca un destrânat la casa părintească, întâi unde? Mi-arată fiul risipitor. Foarte frumos. Și că câți argați ai tatălui meu mănâncă pâine. Deci iată oamenii mai simpli și mai modești care trăiesc normal. Iată oamenii care nu stau în vârful ierarhiei sau stau undeva în societate pe o linie normală și care trăiesc fără probleme, fără să se agite și fără să consume și aceeași lingură o duc la gură, aceeași pernă împărtășesc tu cap când se culcă și același pled de lână îl pun pe ei când dorm. Iată-l pe omul care aleargă într-o nesăbuită luptă de urcare, în plan spiritual, material și așa mai departe. În plan social mai degrabă, că aici nu, spiritualitatea de-abia acum urmează. Și iată-l neîmplinit, plin cu saci de bani sau plin cu toate bunătățile și tot ce și-a dorit, cu toate destrăbările, cu toate greșelile, nemulțumit de sine. Și atunci spune, mă voi scula. Deci iată-l pe om în starea de a face un pas în viața lui. Porcii la un stăpân străin. Deci cine putea fi stăpânul străin decât diavolul? Cine puteau fi porcii decât patimile din noi? Când a ieșit, mă rog, satana la Gadara din cei doi îndrăciți, în ce au intrat? În porci. Simbolul omului ticălos sau, dacă vreți, simbolul păcatului. Ce e porcul? E un animal jegos, răpănos, scurmă oriunde, necurat, își bagă în râtul unde nu trebuie, strică tot. Deci este considerat un animal simbol al răului. Mahomedanii chiar nici nu-i consumă carnea. Ei, iată că ajungând să mănânce din mâncarea porcilor,
Deci se vede că el se lamentase de acum la niște lături, dacă vreți să spunem așa. Deci la ceva josnic. Ei, tocmai această josnicie se manifestă în trezirea. Cum adică argații tatălui meu mănâncă pâine, deci care erau mai mari ca el în grad, deci el care era mai mare în grad ca dânsii, deci mânca lături de la porci, roșcove. Roșcova fiind un simbol de fruct, dulce la prima gustare și foarte amar și puturos în momentul mestecării și consumării. Deci cum arată istoria locurilor unde cresc aceste roșcove în zona Ierusalimului, pentru că acolo se petrecea povestirea minunii. Iată că în clipa în care fiul risipitor vine la tată, îl întâlnește ceva nemaipomenit, iubirea. De ce iubirea? Ce ar trebui de drept să facă un tată când observă că copilul îi greșește? Să-l mustre, să-l certe, să-l cheptene, să-l scuture. Dar unde crezi, unde te trezești, unde ai ajuns, în ce hal ai ajuns, de ce ai făcut asta, m-ai făcut de râs, mi-ai stricat faima în sat, m-ai dezonorat și așa mai departe. Nu. Iată un tată iubitor care pune mâna pe coarnele plugului, își ia copilul și îl îmbrățișează, neținând cont de absolut nicio greșeală, îl duce în sala de oaspeți, îl spală, îl îmbracă, îi dă sandale, îi dă mantie, îi dă inel și jerfește și un vițel. Deci iată cum iubește Dumnezeu pe omul păcătos. Și unde avem această pildă? O găsim tot în Sfânta Evanghelie. Ci că Simon tocmai venise la casa lui Mântuitorul și l-a pus la masă. O femeie din aceasta destrăbălată, că așa îi se spune, femeia desfrânată, s-a pus la picioarele lui Iisus și plângea acolo pe picioarele lui. Simon, vă dați seama, s-a șocat. Și a zis, păi, dar ar fi ăsta Dumnezeu, n-ar ști cine se atinge de el, de ce îi permite? Mai stă un pic și vede cum femeia toarnă mir, șterge cu părul picioarele de lacrimi și toarnă mir. Atunci, într-adevăr, iritat și foarte irascibilizat, reacționează. Tu știi ce faci? Ce frumos îi răspunde Mântuitorul. Las-o. Las-o. Fapta ei va rămâne în veacul veacului. Păi eu în casa ta când am intrat, apă pe picioare nu mi-ai dat. Ea cu lacrimi m-a spălat. Păi când am intrat în casa ta, pe picioare nu mai șters. Ea cu părul capului ei. Tu pe picioare cu un de lemn nu m-ai uns. Ea cu mir m-a uns. Și spune atunci Mântuitorul foarte frumos. Cine greșește mult, iubește mult. Și cui se iartă mult, mult iubește. Deci iată unitatea de măsură în viziunea Mântuitorului Iisus Hristos asupra păcatului. Mai repetați o dată asta, părinte. Deci cine păcătuiește mult, iubește mult. Pentru că conștientizează marea mila lui Dumnezeu că a fost iertat și cât de mult i s-a iertat. Și cui i s-a iertat mult, mult iubește. De ce? Ca să avem noi unitatea de măsură a dragostei dumnezeiești, despre care spune psalmistul David cu 2000 de ani înaintea Mântuitorului. Depărtata de la noi fără de legile noastre, așa spune în psalm, că pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri și mează zâme de mează noapte, așa sunt judecățile lui Dumnezeu de fiii oamenilor. Dumnezeu nu judecă ca noi și nu gândește ca noi, El judecă ca El și gândește ca El, pentru că e un Dumnezeu al iubirii. Iar Ioan Damaschin certifică aceasta într-un capitol din dogmatică și spune așa, Dumnezeu poate toate câte le vrea, poate să piardă lumea într-o clipă, dar nu vrea să o piardă. Urăște păcatul și nu pe om, iar atunci când pedepsește pe om, vrea să curme o rădăcină de păcat și nu omenirea. Deci, aici colo când mai moare câte un păcătos exagerat, deci acolo se curmă rădăcina răului, dar nu că Dumnezeu a vrut să omoare omul, ci a vrut să nu facă mai mult rău decât putea să facă, deci îi stopează răul. Ei, iată în iubirea aceasta de oameni al lui Dumnezeu și să știți foarte important, Dumnezeu nu are măsură asupra păcatului. Deci, înaintea Dumnezeu, cel care a înjurat odată cu cel care a înjurat un an, este la fel catalogat. De ce? Pentru că în iubirea lui de oameni el poate ierta. Dar asta nu înseamnă că noi de acum ne dăm la păcătuit să arătăm lui cât putem noi păcătui. Nu. Se ia în unitatea de măsură a neștiinței omului în calea păcatului. Pentru că a arătat că acest tânăr, necoplaminte fiind, a venit la tatăl său și i-a spus, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și care e partea de avere ce ne se cuvine? Tinerețea, frumusețea, inteligența, capacitatea de recepționare, bărbăția, demnitatea,
tot cu ce e înzestrat un om, un tânăr cum arată, ca o floare, de aia să-și folosește, de uite, un bărbat ca un braț și uite, o fată ca o floare. Deci, ei, tocmai aceste calități pe care noi nu le-am dobândit, sunt primite. Ce am făcut eu ca să fiu frumos? S-a mai inventat punerea unui nas de plastic, a unui rimel la ochi, a unui cercel sau a unui ruș pe buze, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu m-a făcut urât. Asta vreau eu să completez. Dar pe lângă această frumusețe trupească și sufletească, Dumnezeu ne dă aceste calități inocente cu care noi ne-am născut, deci calități care, de fără de care omul n-ar putea trăi. Noi nu știm să le prețuim. Și atunci le târâm în mocirlă, în fără de lege, în păcat, în prostie, în nenorocire, în toate blestemățiile. Ei, iată, Dumnezeu arată că l-a îmbrățișat pe fiul risipitor, i-a căzut pe grumaj, l-a iertat, l-a sărutat chiar, l-a sărutat ca să-i arate cât de mult îl poate iubi și spun Sfinții Părinți că tocmai această parabolă, nu în mod întâmplător, ar fi fost demonstrată și vorbită de Mântuitorul Iisus Hristos și pusă în Evanghelie ca un semn pentru Iuda și Petru și toți cei ce aveau să treacă etapa aceasta a patimilor Domnului, ca ei să înțeleagă cât de mult pot fi iertați. Petru s-a căit și s-a întors și a plâns cu amar, ei, pe când bietul Iuda săracul s-a dus și s-a spânzurat, atâta l-a dus mintea pe el, tot într-un scop viclean. Iată că după această parabolă, după această întâmplare, aflăm exact reversul, ce vă spuneam eu cândva că am scris într-o carte, Partidul Conservator din biserică, a, curva asta s-a dat la pocăință, a, golanul ăsta a ajuns și el la biserică, hoțul ăsta și borfașul ăsta care a făcut atâta rău, acum îl caută pe Dumnezeu. Cine a reacționat? A reacționat tocmai fratele fiului risipitor. A, tată, sunt cu tine de atâta vreme și nu mi-ai dat măcar un iet și lui ăsta i-ai jertfit vițel și iată aici bunătatea tatălui care vine și intervine. Da, fiule! Deci vedeți cum îi spune? Da, fiule! Tu nu înțelegi că toate ale mele sunt ale tale? Oare tu nu înțelegi că tot ce e al meu și al tău, tu pururea ești cu mine? Dar el pierdut a fost și s-a aflat, mort a fost și a înviat, ca să se împlinească ce spunem la Ioan Evanghelistul. Zice, și când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, vor învia și spune acolo și că și într-o clipeală toți vor fi la judecată. Păi ăsta este scopul Evangheliei și a pregătirii din Duminica Fiului Risipitor, ca noi să nu ne sfiim de păcatele noastre și de greșelile noastre, ci cu toată dragostea și cu toată deschiderea să alergăm la pridvorul bisericii, la epitrafirul preotului și la mâna lui Dumnezeu pentru dezlegare, fără jenă, fără restricție, fără părere de rău, fără întristare, fără vreun menajament că Doamne m-ai putea ierta. Nu, Doamne, eu ca un om am greșit, ca un Dumnezeu să mă ierți. Și chiar spunea un sfânt părinte odată excepțional că nici nu putem noi înțelege câtă bucurie se produce în ființa dumnezeirii când știe că are pe cine și poate ierta. Deci pentru Dumnezeu e o satisfacție să ierte permanent. Adică prin asta se arată El că este Tată și Părinte. Prin această iertare permanent, că altfel lumea ar fi fost ștearsă. Păi închipuiți-vă că Dumnezeu suportă zilnic în fiecare secundă 6 miliarde de oameni, de suflete pe glob și le suportă toate blăstămățiile și urgiile. Noi stăm la masa asta și vorbim de El. Dar poate unii acum ucid, alții omoară, alții desfrânează, alții fac avort, alții dau în cap, alții înșală, alții fac tot felul de fără de lege. Toate le suportă și nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Deci asta este esența celei de-a doua Evanghelie. Cea de-a treia Evanghelie, numită și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, ne arată de acum, deci trecând din etapă în etapă, și dreptatea lui Dumnezeu. Deci El este nu numai bun, este și drept. Deci două duminici sunt ale iubirii și ale pocăinței și două sunt ale dreptății și a demnității dumnezești. Iată-l pe Adam greșind în grădina Raiului și, cum vă spuneam și altă dată, s-a apucat el cu Eva să facă sfat să audă Satana ce spune acolo și Satana i-a dezamăgit imediat și i-a aruncat în necredință și i-a aruncat în descurajare și în deznădejde și i-a aruncat în curiozitate și a zis, hai mă, nu muriți, luați și mâncați, veți fi ca Dumnezeu și el e invidios pe treaba asta. Nici vorbă, nici vorbă. Deci în clipa în care ca un pervers Satana, după ce și-a dus dialogul la bun sfârșit și a știut exact că strică contractul cu Dumnezeu între om și el,
S-a retras Finuț și a spus Evei, mănâncă că nu vei păți nimic. Ei, în clipa aceea, Eva a și gustat din pom, pentru că deja a început să-i vină afinitățile umane biologice. Frumos era rodul ce m-a omorât, bun și gustos la mâncare, deci iată deja primele simțuri umane în momentul când te departi de Dumnezeu. Ceea ce vă spuneam eu adineauri, dacă noi ne-am înfrânat cât de cât de la rău, rău ar pleca din noi, dar noi îl chemăm. Iată, de data aceasta rău a fost chemat în mod voluntar de Adam și de Eva să stea la taifas în loc să vină. Doamne, uite, a venit un spurcat de diavol aici, să-l ascultăm sau nu? Să-i rupem un corn, să-i tragem cu leațul pe schinare? Nu. Ei au stat de vorbă cu dracu. Și ca drept dovadă că efectul diabolic al dialogului satanic cu fiii lui Dumnezeu, cu Adam și cu Eva, a fost unul bine meritat, Adam, când a dat de Dumnezeu, fugea ca să-l bați cu și s-a ascuns. Și a întrebat Dumnezeu, dar bine, Adame, te-am creat, te-am iubit, te-am învățat, am lucrat împreună, am convorbit împreună, te-am făcut cu mâinile mele. Tu fugi de mine, de creatorul tău? Adame, unde ești? Adam stătea ascuns și gol prin grădina raiului, îmbrăcat cu frunză de smochin, simbolul celor cinci simțuri a păcatului. Și spunea, Doamne, ești gol, dar ce ți-a spus ție că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pom? Trebuia să spună, iartă-mă, părinte scump, iartă-mă, dragă tată, iartă-mă că nu-mi dau seama ce am făcut. Dracu m-a îndemnat, femeia ce mi-ai dat-o m-a învățat. Deci s-a scuzat, l-a scos pe Dumnezeu vinovat. Și bineînțeles, ca un părinte iubitor, de data aceasta le-a arătat de demnitatea dumnezească, i-a luat frumos de mânuță, i-a pus afară din grădina raiului și a spus, uite, am și pentru voi două binecuvântări. Ca să le țineți minte, una duhovnicească și una pământească. Mergeți întâi și munciți, i-a îmbrăcat în pei de dobitoace, adică le-a dat simțurile umane și toate calitățile omului de astăzi, de la foame până la moarte și de la necaz până la durere și la bucurie până la întristare, și a spus, băieței, prășiți pământul să dea numai spin și pălămidă, munciți și bătătoriți-vă palmele dacă pe degeaba nu v-a convenit din protecția socială a mea ca Dumnezeu, nu v-a plăcut frumusețea, floarea, veșnica primăvară, veșnica rodire, veșnica fericire, veșnica mulțumire, veșnica sănătate, veșnica tinerețe, că de aici s-a inspirat Ispirescu când a scris tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Era un simbol ascuns al raiului, că acolo era împărăția unde omul nu moare niciodată, nu-i nici durere, nici întristare, nici suspin. Și iată că în clipa aceea s-a adresat și femeii, tu s-a spus de bărbată, tu să-ți fie cap că ai luat o razna și ai ascultat de diavolul, să naști prunci și să te necăjești acolo într-o durere ca să-ți pot ierta păcatele. Și la urmă le-a spus la amândoi, dar vrăjmășie voi pune între voi și șarpe și între sămânța ta și sămânța lui, femeie, și tu îi vei zdrobi capul. Adică până la momentul oportun, străduiește-te, eu voi găsi de cuvință când. Și iată că a fost nevoie de cele lungi timpuri de 5.000 și ceva de ani până Hristos s-a întrupat din Preasfânta Fecioară, Maria, Eva cea nouă, și s-a făcut Adam cel de pe urmă cu Duh Dătător de viață, ca în ziua de înviere să scoată pe Adam și pe Eva din pântecele iadului, acolo unde s-au sălășluit, prin neascultarea și călcarea poruncii din rai. Deci iată că Dumnezeu este și bun și demn, pe lângă faptul că e milostiv și iertător. Deci trebuie să, ce vă spuneam adineauri, să știm să abuzăm de bunătatea Lui și să-i furăm iertările și binecuvântările, dar să știm să ne oprim de la păcat înainte de a fi alungați de la fața lui Dumnezeu. Că așa cântă psalmistul David, să nu întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc. Ia aminte spre sufletul meu și îl mântuiește pe el. Deci așa de frumos cântă. Iar cea din urmă Evanghelie și ultima, când deja de seara să bat mătănii și să ține 3 zile în mănăstire fără mâncare și fiecare să pregătește de Sfânta Împărtășanie și creștini și mireni să cântă canonul mare a Sfântului Andrei Criteanu, care este cea mai mare odă de pocăință din istoria creștinismului. Acest Andrei al Cretei l-a conceput făcând exact cum este după psaltirea psalmistului David, care este o simbioză a tuturor psalmilor și o concentrare a Bibliei, a Noului și Vechiului Testament. Deci vine Andrei Criteanu cu această odă, acest canon de pocăință, care este cea mai frumoasă cântare din istoria literaturii universale, în care se îmbină Noul și Vechiul Testament între drama dragostei lui Dumnezeu și eșecul care l-a primit de la om,
Pentru că Dumnezeu a luat un eșec de la om. Nu un eșec al lui ca Dumnezeu, ci un eșec al omului ca neascultător de Dumnezeu. Și drama împăcării omului cu Dumnezeu, în care Satana a luat cel mai mare eșec și Dumnezeu a luat cea mai mare biruință, cu moartea pe moarte călcând și celor morminte viață dărindu-le. Și iată-ne acum în clipa duminicii înfricoșatei judecăți, care este una din cele mai convingătoare și surprinzătoare evanghelii care stau la baza tuturor paranormalelor, a tuturor reîncarnărilor și a tuturor ereziilor moderne și paramoderne care vin să explice că omul este când pisică, când floare, când copac, când gândac, când maimuță, când lup, când urs și așa mai departe. De ce? Pentru că îl vedem pe tron, pe cel vechi de zile, care stă și judecă cu cei 12 apostoli pe cele 12 scaune, spunând celor de-a dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu. Deci iată ce frumusețe. Binecuvântații Tatălui meu, adică de la Adam și până în zilele noastre, până în clipa în care are loc citirea Evangheliei înfricoșatei judecăți și până în clipa dacă el e trecutul, prezentul și viitorul, deci viitorul la el prezent este. Deci el deja, Dumnezeu când a dat această parabolă în Sfintele Scripturi și ne-a lăsat-o în Sfânta Evanghelie, deja ne-a demonstrat că știe cum este judecata. Și a spus celor de-a dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu să gătiți, să moșteniți împărăția cea gătită vouă mai înainte de întemeierea lumii. Iată de cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, de când i-a pregătit raiul și împărăția cea veșnică. Și spune și de ce îi primește. Că eram flământ și mi-ați dat să mănânc, că eram bolnav și m-ați cercetat, că eram dezbrăcat și m-ați îmbrăcat, în temniță și m-ați cercetat, însetat și mi-ați dat să beau, rănit și ați venit la mine și așa mai departe. Și ei spun foarte interesant drepții. Doamne, doar am făcut noi ție vreodată așa ceva? Deci iată câtă smerenie la omul drept. Nici nu-și recunoaște binele făcut, nu se bate cu pumnul în piept. Eu, diploma cu tare, voleu, eu, insigna cu tare, voleu, eu, actul cu tare, voleu, eu, crucea cu tare. Nu. Dreptul nu știe că a făcut bine. Că așa spune psalmistul. Deci că dacă de-abia dreptul se mântuiește și rămâne viu. Deci că dacă de-abia dreptul se mântuiește și rămâne viu. Ei, tocmai asta e esența. Ei spun, dar când am făcut aceasta? Și Mântuitorul spune, zice, băi, întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Deci mie mi-ați făcut. Și aici, pentru ca să înțelegeți lucrul ăsta, am să vă povestesc scurt, în trei fraze, o istorioară excepțională care pe mine nu că m-a frapat, efectiv m-a uns sufletește așa la inimă. O femeie, ca să vedeți că și în vremea de mult erau aceste lucruri, o femeie creștină se căsătorise cu un păgân, cu unul de altă religie. Ăla era foarte sălbatic, nu avea treabă cu Dumnezeu. Și rămânând în casă cu foarte puțini bani, vă 50 de galbeni, a zis femeii, hai să-i punem la bancă, să trăim din camătă. Și femeia a spus, nu, mai bine ai cu mine la biserică să-i dăm la Dumnezeu creștinilor mei, că mai mult îți va răsplăti el. Și ăsta a spus, iar cu prostiile tale. Da, hai că fac cum spui tu, să văd ce am ieșit și din asta. Și se duce cu el în biserică, se uită peste tot, Dumnezeu doar în icoane. Păi și cui dăm bani? Cum cui dăm bani? Noi îi împrăștiem prin biserică pe jos, că Dumnezeu își trimite slugile lui să-i culeagă. Și bineînțeles, săracii găsind 50 de arginți pe jos, i-a luat, au zis boda proste și au plecat. Au trecut 3 luni, așa cum era și la Caritas, cândva odinioară, și a spus păgânul, acum vreau să merg la Dumnezeu tău, să-mi iau cu dobândă ce e al meu. Și a spus femeia, uite, îți dau un sfat, du-te la biserică, la icoana Mântuitorului, spune în rugăciunea ta așa, Doamne, am venit să-mi dai cu dobândă ce e al meu. Sărută icoana, fă o metanie, fă-ți cruce frumos chiar dacă ești păgân și vino acasă cu ceea ce ai să primești de la Dumnezeu. A intrat el în biserică, s-a uitat peste tot aceeași calici care i-a văzut el acum 3 luni. Icoane în biserică. S-a dus la icoana Mântuitorului, s-a pus în genunchi și a spus cum l-a învățat femeia. Când a terminat rugăciunea, jos lângă icoana a văzut un argint. L-a mirat. S-a mai uitat și după alții, dar nu mai erau. Și a venit cu argintul respectiv acasă și a spus femeia, atât mi-a dat Dumnezeu tău. Ei, se pare că n-ai meritat mai mult, n-ai știut să te rogi. Acum du-te din ăsta, măcar și ia ceva de mâncare, să nu pierim de foame, că tot mila lui Dumnezeu e și asta. Merge în piață, cumpără zarzavat, legume, o pâine și un pește.
vine și le aduce acasă. Femeia despică peștere și când despică peștere, acolo în stomacelul peșterii, găsește așa de mărimea unei fasole, o piatră frumoasă, foarte strălucitoare. O pune undeva deoparte și când vine bărbatul să ia masa, îi spune: măi, n-ar fi bine să mergi tu cu arătarea asta ce am găsit-o eu în pește până la argintarul din colț să vezi ce-i cu ea, că el știe mai bine ce-i cu dânsa? Peștele, fiind mare și mâncând o scoică, a înghițit o perlă. Scoica s-a măcinat prin procesul digestiv, perla, sidefuri respectiv și acea piatră prețioasă a rămas în stomacul peștelui, nu s-a eliminat afară. Și în clipa respectivă, când s-a dus la argintar, a întrebat păgânul, zice: asta ce mai este? Poți să-mi dai pe ea 10 bani? Argintarul a crezut că ăla râde de el și a spus: nu 10, îți dau și 50. Ăla în clipa aia s-a aprins cumva mintea, mă, înseamnă că lasă să tac eu să văd ce spune. Și argintarul îi spune: bine, poate vrei 100. Îi spune, zice: dar poate vrei 200? Ăsta iartă cea și zâmbea. Spune: uite, hai că îți dau 300 cu acte în toată regula, mai mult nu face. Ăsta ia 300 de arginți, semnează actul și pleacă cu banii acasă. Și îi spune femeie: și uite cât a costat aia ce a găsit tot un burta peștele. Și că vezi cât e de bun Dumnezeu creștinilor, să spui că el nu știe să dea cu dobândă. Ei, iată, așa este cu înfricoșata judecată. Deci noi facem aici pe pământ o faptă cu un merișor, cu un pachetel, cu o hăinuță, cu un costumaj de nou născut, cu o oală cu sarmale, cu un cozonăcel, cu o colivă, iar dincolo găsim răsplățile cele veșnice care nu se mai măsoară în, care nu se mai măsoară în valori pământești și care nu se mai măsoară în valori sufletești, ci sunt valori dumnezeiești. Și iată-l pe Mântuitor întorcându-se deodată crunt și drept cu demnitatea arhierească în partea cealaltă la cei de-a stânga și le spune scurt: plecați blestemaților de la mine, că nu vă cunosc pre voi. Spune să închide stația. Că nu vă cunosc pre voi. Și în clipa când îi spune nu vă cunosc pre voi, în focul cel veșnic gătit vouă și slugilor satanei. Oare cum să nu cunoască Fiul care este icoana Tatălui din veac și lumină din lumină și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Pe cei ce a creat Tatăl lui și cuvântul lui, cel care era de față. Și în clipa aceea spune că ei se posomorăsc și se întristează și spune: Doamne, dar când te-am văzut noi pe tine gol și nu ți-am dat să mănânci? Când te-am văzut însetat și nu ți-am dat să bei? Când te-am văzut trist și nu te-am cercetat? Când te-am văzut în temniță și nu te-am venit la tine? Când erai bolnav și nu te-am tămăduit și nu te-am sprijinit? Întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie n-ați făcut. Deci, vedeți? Deci, fapta filantropică creștină, bunătatea de care vorbeam în primele două pilde ale Duminicii Pregătitoare. Și iată, de aceea noi când intrăm în postul mare, deja nu intrăm în post. Intrăm într-o sală, deci intrăm într-o sală de asceză în care Duhul lui Dumnezeu se poartă deasupra noastră, suntem deja curățiți, purificați, întăriți și pregătiți. De aceea, chiar încă după prima zi de post și a doua și a treia, creștinii primesc aghiazma mare, împărtășania, spovedania și deja tot postul încep să se unească cu Duhul Sfânt prin împărtășanie și euharistie, prin dezlegarea și pocăința păcatelor și ei sunt într-o permanentă urcare cu Dumnezeu până ajung la jumătatea postului și întâlnesc Sfânta și de viață făcătoare cruce, deci postul jertfei creștine pentru care noi ne și jertfim de fapt în aceste 6 săptămâni. Și când coboară dealul în partea cealaltă spre înviere, întâlnesc Ierusalimul Ceresc, întâlnesc muntele Tabor, unde Hristos arată firea dumnezească, dar aici trebuie să discutăm pe larg, este pregătire multă, deci nu se trece așa din fugă, fiecare săptămână are semnificație aici și trebuie dezbătută în parte ca atare. Și întâlnesc în final mormântul de viață făcător al cinstitei și de viață făcătoarei jertfe și învieri, în care Hristos, ca un fulger și ca un mire ce iese din cămară, se duce la cer și stă de-a dreapta Tatălui pe scaun, fiind cu Tatăl și cu Fiul, toate umplându-le ceea ce este necuprins.